comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens. Sunt așa de fericită că o să iau un interviu lui Charles Aznavour, îi spuneam unui prieten, în momentul în care o tânără de lângă noi mă întreabă mirată: dar cine e Aznavour? Cine e Aznavour? Ei bine, el este, pentru cei care, spre surprinderea mea, nu au trăit bucuria acestor melodii care te fac să simți că viața este un dar minunat. Până când marele Charles Aznavour va ajunge la București, pe 28 aprilie, ne-a invitat să îi facem o vizită la el acasă, undeva într-un sat la 50 de kilometri de Marsilia. Bonjour, monsieur Aznavour! Despre România, unde a fost pentru prima dată la sala Palatului la începutul anilor 60, are o amintire precisă. M'en souviens parfaitement quand je suis rentré de Roumanie et qu'on m'a demandé à la presse, m'a demandé comment, quand était-ce, j'ai fait. Eh bien, il y avait un théâtre avec les haut-parleurs devant. On devrait faire ça en France aussi, j'ai dit. Voilà, ma première pensée pour la Roumanie, c'est ça. Charles Aznavour, copilul unor emigranți armeni, născut la Paris în 1924, a ajuns pe scenă de foarte mic, unde cânta, dansa și interpreta alături de sora sa, Ida, cu un an mai mare. Mon père était chanteur, ma mère était actrice. J'ai pas eu envie, ça fait partie de... des habitudes familiales. Cert este că la 3 ani s-a furișat pe scenă să recite o poezie în pauza unui spectacol al părinților, iar la 9 ani juca deja într-o piesă. Dacă regretă însă ceva cu adevărat, este că din cauza lipsurilor materiale nu a avut parte de educație. Pentru că, spune el, profesorii îți creionează drumul pe care, fără să realizezi, îl urmezi apoi toată viața. Les enfants ont besoin de direction. Les parents ne suffisent pas. Parce que les parents, oh, ils font le pauvre, il va être fatigué. Non, non. Quand on doit travailler, on doit travailler. De ce nu a dus însă lipsă au fost întâlnirile esențiale. Pour le côté littéraire, ça a été Jean Cocteau, chevalier pour la carrière internationale. Piaf pour la vérité entre le public et l'artiste. Et Trenet pour l'écriture des chansons. C'est beaucoup. Cum a rostit numele Piaf, am vrut să aflu cum s-au cunoscut. Elle nous a découvert. Et elle m'a invité le soir même à aller chez elle. Nous avons été chez elle. Et après, on ne s'est jamais plus quitté pendant 8 ans. Pendant 8 ans, parce que à partir du lendemain, j'ai habité chez elle. Je suis le seul homme qui a habité chez elle sans être son amant. Vous vous rappelez de la fameuse valse avec Edith Piaf? Oui, c'était le premier soir. Déjà, vous avez dansé? Ah, elle a adoré. Elle avait personne autour d'elle qui dansait. Ce i-a legat enorm pe acești oameni care au marcat lumea muzicii, faptul că fuseseră niște copii crescuți la școala vieții, îmi spunea Aznavour. On avait le même langage. Moi, j'étais un homme de la rue. Hein. Vous savez, les émigrants, quand ils arrivent dans un pays qui ne connaissent pas la langue, ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Parfois, c'est bien, comme moi, parfois, c'est pas bien. Mais c'est ce qui m'était arrivé. Et j'étais, en fait, on se ressemblait beaucoup avec Piaf, on était deux enfants de la rue. În timp ce Edith Piaf era starul care cucerise toate inimile, Aznavour le compunea cu talent atât ei cât și altor artiști ai vremii. Dar marele lui of era că nu reușea să se impună în rândul marilor cântăreți într-o perioadă în care preferații francezilor erau bărbați frumoși și zvelți ca Yves Montand și Gilbert Bécaud. On n'aimait pas ma voix, on n'aimait pas mon physique. On n'aimait pas ce que j'écrivais. Dar Aznavour nu s-a lăsat. A insistat ani și ani de zile, până când într-o seară spectatori și critici deopotrivă l-au aplaudat minute în șir. Avea 36 de ani. Le seul secret de la réussite, c'est le travail. Je vois pas quel peut... À moins que votre père vous laisse 15 millions avant de mourir, je vois pas quelle est la possibilité autre. A urmat o lungă perioadă de glorie internațională, iar în această primăvară vrea să revină la București. La 92 de ani mă întreb, oare o fi pe Facebook? Vous êtes sur Facebook, sur des réseaux sociaux? Oui, je suis. Il paraît, oui. Dacă tot îmi spune că este pe Facebook, prind curaj și îl întreb dacă a făcut vreun selfie. Nu știe cum, dar îl lămuresc. On se regarde ici. Oui. Et on fait la photo toute seule. Oui, non, ça j'ai jamais fait. Ne distrăm pe seama pozei, cădem de acord că ar putea reconstrui Armenia dacă ar lua un euro per selfie și plecăm să-mi prezinte grădina plină de măsli. Tenez-vous? Ok, goodbye!
misère serait moins pénible au soleil. Ça, c'est l'arbre de bienvenue qui, il y a près de 1000 ans. Amenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. După o zi excepțională, ne-am luat rămas bun pe acorduri de pian și a rămas că ne revedem la București. Pro TV, bonjour. À très bientôt.